Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Fii deschis la mustrare. N-au luat seama la certare. Ieremia, capitolul 2, versetul 30. Cum răspunzi la mustrare? Te simți ofensat? O interpretezi ca respingere? Te plasezi în defensivă? Îl cerți pe purtătorul de vești rele cât să te asiguri că nu va mai veni la tine niciodată? Faci imediat socotelile și spui, comparativ cu ce am realizat eu în viață, tu nu ai făcut nimic? Cedezi în fața autocompătimirii, gândindu-te la cât de grea e viața pentru tine, deoarece lumea nu te înțelege și nu te apreciază? Noi avem nevoie de oameni care sunt dispuși să fie cinstiți cu noi. De ce? Pentru că suntem prea ușor orbiți de eul nostru. Când Dumnezeu trimite pe cineva să te mustre, El dorește cel mai bun lucru pentru tine. Dorința Lui de a te corecta demonstrează faptul că îi pasă cu adevărat de tine. Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Evrei, capitolul 12, versetul 8. Așa că aruncă o privire asupra certificatului tău de naștere spirituală. Oamenii care sunt deschiși la mustrare de obicei manifestă aceste patru trăsături. 1. Vulnerabilitate. Când au greșit, sunt gata să recunoască încă dinainte de a fi confruntați. 2. Docilitate. Ei sunt dispuși să audă, sunt grabni să asculte și mereu deschiși la sfaturi. 3. Disponibilitate. Ei nu încearcă să te evite. 4. Onestitate. Sunt dedicați adevărului indiferent cât ar durea. Poate spui, e un standard înalt. Ai dreptate. E un standard care se opune mândriei și de care eul meu și al tău ar vrea să fugă. În fiecare dintre noi se găsește ceva ce preferă să arate bine decât să fie bun. Așadar, când Dumnezeu trimite în viața ta oameni care te iubesc suficient de mult ca să-ți vorbească pe față, fii deschis față de ei. Creșterea ta personală și succesul tău depind de asta.